Ma, si Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a fi la curent de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total gratuită. Ca de obicei, probleme cu microfonul, dar, dar, am sfântul catr cum spune Cocoș, de la simțuri ascuțite, am Sfântul Cater, vorba lui. Și dacă am Sfântul Cater, înseamnă că avem unboxing. Cei de la Dubai Collection, da, roș 25 pentru 5% discount, indiferent de ceea ce achiziționați de pe site, indiferent că sunt mostre, indiferent că sunt parfumuri full size, size full, full size sau produse de îngrijire, roș 25 pentru 5% discount. Cei de la Dubai Collection au adus o casă nouă de parfumuri, Middle Eastern, bineînțeles, și anume Fragrance World. Știu că mai sunt site-uri ce vând aceste parfumuri, însă cel mai bun preț la pariu cu voi este pe site-ul celor de la Dubai Collection. Și am zis că dacă casă nouă, hai să vedem și noi cum stă treaba și ce putem aduna de pe acolo. Acesta este coletuțul, unul foarte mic. De ce? Am aici un singur parfum full size și în rest sunt decanturi și o mostră mică, mică, mică. Și să nu mai stăm la taclale, să punem caterul în acțiune. Și să vedem ce și cum. Parfumul cel am luat în varianta full size, bineînțeles este blind, habar n-am nimic despre el în afară de note. Și bineînțeles este achiziționat ales în baza lor. Coletul vine așa, ca de obicei, mega bine ambalat. Aici avem cele 4 decanturi de 10, țin invers. Cele patru decanturi de 10 ml și mostra mică și aici avem parfumul full size. Ei bine, parfumul acesta full size, știți că eu sunt în zona gurmandelor cu ceva vanilie mai altfel, mai bine lucrată, cum zic eu și zona orientalelor și, da, de fapt sunt în mai multe zone, nici eu nu știu sigur în care sunt 100%, dar mă regăsesc mai multe. Parfumul despre care vom vorbi astăzi este acesta și anume Cacao de la Fragrance World. Aveți aici um, stickerul acela holografic ce va atestă autenticitatea. Și și să vedem ce ne spune nou cacao. Ei pe site spun că acesta este un parfum cu ADN original, dar nu este acel parfum inspirat, acel parfum tip clonă, dupe sau așa mai departe. Vedem ce și cum imediat înainte și înainte de toate să vă spun și notele. Avem în vârf mandarină, cacao, cardamom, în mijloc, iasomie, mosc, lemn de cașmir, iar în bază, mosc, flor de vanilie, ambră și paciuli. Bun. Parfumul vine el. Ce am făcut? Am mișcat. Gata. Parfumul vine în această cutiuță, tip casetă, și este așa. Se vede? Se vede. Îmi place sticla, vă arăt imediat și culoarea e interesantă. Sticla este foarte, foarte simplă, minimalistă, nu tu zorzonele, nu tu pietricele, nu tu hauriu sau alte chestii. Uh, nu știu, seamănă cu cele de la Zara, dacă zic bine, parcă la, la Zara am văzut formatul acesta, iar lichidul din interior, este un pic mai închis la culoare. Da. Nu știu cum. Că nici fără ring light nu mai pot în momentul de față. Dar nici cu el nu știu cum să lucrez încă. Bun. Hai să nu ne mai văităm. Avem una bucată capac magnetic. Este de plastic chestia asta. Dar. Da. Bun. Hai să vedem unde este. Aici este. Îmi place atomizorul. Mă duce cu gândul. Da, 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 da. Se vede, se vede. Vai! Și îmi place parfumul. Da. Cel puțin deschiderea îmi place foarte, foarte mult. E genul acela de pudră de cacao cu atingeri florale și, bineînțeles, cu mult cardamom. Se intensifică. Nu, ăsta vreau să-l testez pe piele. Asta sunt dată cu ceva, însă, hai să vedem aici... <coughs> Da, deci are deschiderea aceea de pur și simplu este ca și cum ți-ai băga nasul într-un plic din acela cu cacao pudră, însă alături ai și niște floricele și cardamom, da, mult cardamom. Are un subton fresh, curat. Are tenta aceea fină de prospețime, Tin să cred că treaba asta se datorează combinației de flori și mosc din acest parfum. Fresh, curat, ușor pudrat, o atingere citrică însă extrem de slabă și ce spuneau ei, mandarină, da, mandarină. Uh, fix treaba asta de asta am verificat pentru că eu spun citric, însă de obicei când cineva spune citric, nu știu cum sunteți voi, în cazul meu, uh, când cineva îmi spune ceva citric, eu automat mă duc cu gândul în primul rând la lămâi, dar nu e vorba de lămâi aici, e vorba de mandarină. Mandarina aceea uh, zemoasă, da, suculentă, dulceagă. Treaba asta cu tenta de pudră de cacao, ce s-a resimțit în început, se intensifică aroma în sine, da? Și din pudra aceea de cacao este ca și cum am ajunge la o aromă mai densă, mai untoasă. Mii de scuze, însă, din motive de două telefoane și unul. Din ele am uitat să-l dau pe Silent. Bun. Vă spuneam că aroma aceea de cacao pudră se intensifică și mă duce cu gândul la o ciocolată. Însă, nu ciocolata aceea măruie, ciocolata neagră, ci ciocolata aceea cu lapte, ciocolata dulce. Din nou, spun ciocolată cu lapte, însă nu resim nicio tentă lactonică. V-am spus ciocolată cu lapte ca să asociați cu ciocolata dulce, nu cea amăruie. Este un parfum categoric de sezon. Îmi place. Inițial nu știu de ce, m-am dus eu cu gândul că ar fi ceva în zona Billie Eilish, însă nu are nicio treabă cu acela nu are absolut nicio treabă cu Billie Eilish și este un ADN de sine stătător, este un parfum original, ca să mă exprim așa, și nu mă duce cu gândul la nimic cu ciocolată sau cacao din ceea ce am testat până acum. V-am spus, categoric este genul de parfum de sezon, însă totuși nu l-aș vedea purtat, de exemplu, la birou. Nu este gurmandul acela năucitor copleșitor și așa mai departe, dar totuși, nu știu. Bine, acum fiecare poartă ce vrea, unde vrea, cât vrea și cum vrea, da? Îl mai lăsăm puțin să se liniștească, să se liniștească, să se așeze. Și din aceeași gamă, pentru că este cacao, cacao yuzu salt, am impresia că trei sunt. Dacă nu mă înșel eu și dacă nu vorbesc prostii, eu am și un uh, decanțel din o mostră, de fapt din Iuzu. O secundă să mă uit eu sigur să nu vorbesc prostii, dar eu așa știu că sunt trei. Da, 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 unde ești? Fragrance World. Deci avem cacao, salt și yuzu. Da, nu vorbesc prostii. Bun. Eu am aici de decân, cânțelul mostra de la yuzu. Vă las aici uh, cum arată sticluța și să vă spun notele note de vârf, bergamot, piper, yuzu, yuzu fiind, mi-am și notat, da, ca să nu uit, fruct citric originar din Asia de Est. Note de mijloc, lime verde, mușcată rubarbă, iar în bază avem mosc, lemn de cașmir și cedru. Deci am ales eu yuzu în plină iarnă, da? Pentru că multe dintre voi, mulți dintre voi, M-ați întrebat de parfumuri pentru sală. Urmează. Vai, ce îmi place. Urmează și un clip cu uh, tema asta, da? Parfumuri ce merg purtate la sală. Fericiților, norocoșilor că aveți timp de sală. Da, eu nu am timp de sală. Fac dezor singură cu aspiratorul, mai ștergem un geam, da, mai facem exerciții acasă. Îmi place iuzul. Despre deci, marea mea surprindere, chiar îmi place și e genul acela de parfum, chiar dacă pare uh, citricul acela de vară, nu știu, nu este strict un parfum de sezon estival, da? Nu are absolut nimic middle eastern în el, așa cum de altfel nici cacao nu are absolut nimic middle eastern. Yuzu este acel citric luminos are un iz ușor sărat. Nu are nota de sare, însă mie îmi dă la nas, cel puțin pe blotter, ceva fin sărat acolo. Citricele clar domină scena, însă nu vă gândiți la um, aroma aceea citrică, de exemplu, întâlnită în produsele de curățenie a casei, da? pentru casă. Nu. Nu este nu este niciun iz citric astringent, din contră aș putea spune că yuzu este un fel de văr cu oh Boy, da? de la Paris Corner, celebru parfum care toată lumea îl vrea, îl vrea, îl vrea. Da, resimt, eu am Oboi. Oh Cred că l-am băut 3 sferturi în vara aceasta. Însă aici în yuzu, ori dulceața aceea citrică, ori, nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul, văd, adică similitudini între yuzu și oboi oh de la Paris Corner. Nu spun că yuzu este inspirat din oboi, oh însă oarecum sunt rude, sunt neamuri. Dar clar, da, este acel parfum de sală, cu siguranță, cu siguranță, este acel parfum pentru uh, clean girl estetic, da, um, este pentru că mulți dintre voi, multe dintre voi știu că folosiți parfum inclusiv seara la somn, eu nu pot, nu, eu seara când dorm, măcar seara când dorm vreau să simt mirosul pielii mele proaspăt spălate nu folosesc parfumuri atunci când dorm, însă cred că Yuzu este o aromă mega versatilă. Nu este citric și atât, da este citric dulceag, ușor sărat, foarte, foarte versatil și da poate fi un parfum chiar și de birou, în afară de treaba cu sala. Următorul pe care să-l iau eu nu. Sunt eu curioasă de... Da, el. Am aici un decant din Baracat Gentle Gold. Da? Acesta este decanțelul. Aici este varianta full size, prezentarea. Și acesta este inspirat din MFK Gentle Fluidity Gold. Și avem așa, vanilie, ambră, mosc, note lemnoase, boabe de enupăr, nucșoară și coriandru. Și să vedem și cum miroase. Foarte curioasă. Inițial vroiam mă, să îl iau în varianta full size, dar zic hai să punem o comandă cu și despre decanturi, pentru că deja am... Vai... Deja am foarte multe parfumuri în varianta full size. Doamne, cât e de fine! Da, da. Asta este și se resimte foarte, foarte bine, și în aer. Este clar o aromă unisex, este clar o aromă de sezon. Vai, cât de bine se simte în aer, cât de fine! La asta cred că îmi trebuie full size. Sigur îmi trebuie full size. În fine. Um, e genul acela de parfum mega elegant Foarte elegant E genul acela de aromă, din nou, pretabilă, purtată, purtabilă Atât pentru un domn cât și pentru o doamnă Total, total unisex Însă este atât de șmecher, foarte, foarte șmecher O vanilie lemnoasă Soft, spicy, ambrată În deschidere am avut o dulceață oarecum bombonicioasă, însă când spun asta nu mergeți către parfumurile gurmande. Nu, deci eu trebuie să-l văd pe acesta și pe piele cum este. Da, da, a mi mi piace, mi, -mi piace... Da, o aromă, o dulceață oarecum bombonicioasă, Dar nu este nicio vanilie gurmandă, nu este nici uh, vanilia din uh, Kayali 28, nu. Este mai degrabă o vanilie aerată, da? Genul acela de vanilie aerată, elegantă, nimic uh, buzi, uh, nimic prea copleșitor, totul este foarte, foarte bine balansat în acest parfum. Resimt acum o atingere pudrată, oarecum mieroasă. Oarecum mieroasă în sensul de doar o picătură infimă acolo de miere. Nu este mierea aceea animalică, nu este oricum. Bă că nu este listată, însă eu asta resimt. Na, nasul meu, asta spune. E genul acela de parfum luminos, elegant, din nou, nimic opleșitor, nimic cauzator de migrene, o altfel de vanilie, o vanilie aerată, elegantă, oarecum strălucitoare, da, e ceva strălucitor. foarte, foarte fain. E genul acela de... Are și un subton curat, da? Din nou, absolut nimic, nimic Middle Eastern aici. Bine, vorbim deja de un parfum inspirat din MFK. Foarte fain. Foarte, foarte, foarte fain. Bun. Asta este Yuzu. Lăsăm aici. Trecem la următorul. Da. Bel Dolce. Da? Vă las aici prezentarea. Acesta este decanțul. Și da, lichidul este ușor blu. Deci ai impresia că am un decant de spirit aici. <gântări> da, nu mai contează. Am un decant de Mona. O știți pe Mona? Vă las aici pe Mona. Bun. Ia să vedem. Dar nici nu v-am spus note, nici nu v-am spus nimic. Inspirat din Corso de la Xerjov. Bun. Treaba cu acest decant. Acest decant l-am achiziționat așa oarecum cu teamă, dar zic, băi, hai să uh, jucăm puțin periculos, da? Pentru că Originalul Corso de la sergeoff este din nou surior și frățior cu erba pura. Eu nu pot cu erba pura, deci eu nu pot cu erba pura, cel puțin pe mine. Nu, nu pot erba pura pe mine. Bun. Note de vârf, note fructate, în mijloc iris iasomie floral, iar în bază ambră, lemn de santal, mosc și vanilie. Iar pentru mine și pentru simțurile mele, vă pot spune că sunt undeva în zona chirche, erba pura, însă, însă, rețineți, nu suport erba pura. Însă, aici este acel erba pura elegant, uh, rafinat, da, perfect unisex este aceeași explozie fructată, însă aici resimt o explozie fructată cu ceva sub tonuri exotice. Da? Simt, de exemplu, un ananas aici. Ei oricum spun, cum spun, spun la grămadă, note fructate, nu se numără nicio notă. are ceva nuanțe săpunoase, are ceva atingere, atingeri sopii, da, cum se spune. Însă eu resimt ananas. O secundă. Da. Ananas, mango, pe o bază de vanilie, să mă exprim așa, floral moscată. Da. Dacă nu am, nu suport erba pura, uh, Bel Dolce, da, acest parfum, nu cunosc Corso, nu cunosc originalul, vorbesc de acesta ca parfum de sine stătător. Acesta nu mă deranjează. Nu, Chiar nu mă deranjează. Este dulcele acela fructat slab, slab, gurmand. Resimt acolo ceva, uh, e senzația aceea de a-ți lăsa apă în gură, însă nu la un nivel foarte wow, da? De aceea spun ceva slab, gurmand. Dar nu e rău. Clar nu e rău. Dacă sunteți în zona chirche... Uh, erba pura, cu siguranță cred că bel se var var cu afa, cum spun eu. Mai avem două și trecem la Baracard Aqua Evum Evum. Da, vă las aici prezentarea de pe site. Un parfum inspirat din MFK Gentle Aquavite. Și la note avem lămâie, mandarină siciliană, lem de goaiac, boabetonca, vanilie, iasomie și hedione. Hedione, după cum v-am mai spus eu în alt video, este de fapt tot nota de iasomie, dar lucrată și para lucrată în laborator. Nu că parfumurile, la modul general, ce au nistat nota de iasomie, conțin iasomie naturală, dar... Dar. Wow! Deschidere citrică proaspăt strălucitoare, dacă pot spune așa. Genul de parfum radiant, însorit, da? Genul acela de parfum luminos. Este un citric, dar este un citric oarecum gustos. Da? Din nou, am o fină senzație de apă în gură. Este un duo aici. Lămâie, dar nu lămâie aceea stringentă. Lămâie combinată cu mandarină, da? Cam asta. Lămâie mandarină, da? ceva atingeri lemnoase, ghimbir, o vanilie fină. Este genul acela de parfum din nou, estival, dar nu numai. Da? Atât Yuzu, despre care am vorbit mai înainte, cât și acesta, le văd genurile acela de parfumuri, nu știu, din nou. Dacă sunteți în zona parfumurilor curate, dacă sunteți în zona parfumurilor mai ușoare, da? Din nou, categoric un parfum de sală. <laughs> Și din nou genul acela de parfum cu subton curat, cu subton din nou spun citric, dar nu citric astringent. Acum mă duce cu gândul la un gin tonic. Nu știu de unde, însă nu are absolut nimic buzi în el. Da? Nimic, nimic buzi. Este genul de. Genul acela, gata, mi-am găsit cuvintele. Genul acela de aromă de după duș sau baie, dar cum? După ce te-ai răsfățat tu cu cele mai scumpe produse de îngrijire personală, de igienă personală și așa mai departe. Genul acela de aromă. Da, un parfum total unisex, un parfum din nou. Din categoria sală, birou, nu vreau să deranjez pe nimeni și așa mai departe, dar totuși vreau să am un parfum pe mine. Foarte fain! Nu mă așteptam. Ați văzut și clipurile mele din vară. Eu nici măcar vara nu prea sunt cu parfumurile citrice, cu, da? Tocmai de asta, acum zic, hai să iau decant și din ăla și din ăla și să vedem ce se întâmplă. Ultimul, dar nu cel din urmă, este vanila So Sweet, da? Acesta, iar încep cu da, acesta este decanțelul și el este inspirat din Guerlain Double Vanil. Bun, uh, sunt acea vanila Lady, însă... E aici o notă ce m-a oprit să iau full size sticla blind. Zic, hai, luăm întâi decantul și vedem ce și cum. Avem așa, în vârf, tămâie, piper roz și bergamot. În mijloc, cedru, ilang-ilang, trandafir bulgăresc. Aceasta este nota care a apăsat frâna, da? Și asomie. Iar în bază, vanilie, rășină benzoică. Și zic, hai să nu fac vreo pocionoabă cu parfumul în varianta full size, mai ales că acolo scrie mare trandafir bulgăresc. Zic, hai să... Doamne Dumnezeule! Bun! Doamne! Deci din tot ce am testat, da, niciunul din ele nu m-a izbit atât de puternic. Hai, de viața mea și de sufletul meu. Stați un pic, stați un pic, stați un pic că mă transform, da? Deci cu ăsta chiar mă transform, ia să vedem. Se deschide lemnos, rășinos cu o ușoară atingere afumată, cu un slab subton buzi, da? E ceva buzi acolo, chiar dacă ei nu listează nimic, e ceva buzi. O ușoară atingere de fum, nu știu dacă am spus, dacă am spus, mă repet. Vai, cum este! E genul acela de... Are ceva din dulceața gurmandă din Killian Angel's Share. Are ceva de acolo, dar Resim ceva din zona aceea. Vanilia este una... Nu foarte dulce, stânjenitoare, copleșitoare, dar este prezentă. Este o vanilie extrem de frumoasă, extrem de frumoasă. Din nou, habar n parfumul original, dar nu am testat parfumul din care acesta este inspirat. Vorbesc strict despre ceea ce resimt eu aici. Este genul acela de. Aromă bogată, decadentă, luxoasă. Sinceră să fiu, mă așteptam la o vanilie mult mai in your face. Însă, ce este aici îmi place enorm de mult. Și încă ceva, trandafirul acela bulgăresc, mama lui de trandafir, de care mi-era mie teamă, culmea nu îl percep. Deci nu îl percep deloc. Nu știu unde este trandafirul bulgăresc în toată treaba asta. Resimt însă acel iz fin de tot buzi, dar este extrem, extrem de fin. Nu vă pot face paralelă cu niciunul din dupurile, clonele, parfumurile inspirate din Angel's Share pentru că este mult mai mic. Ca intensitate, decât oricare din acele parfumuri. Însă eu resimt ceva foarte, foarte, foarte fin, Buzi. Vanilia este ușor afumată, condimentată, îți conferă acea senzație de parfum de lux. Apropo, în opinia mea, este absolut, total unisex, total, total unisex. Domnul Florin, dacă mă vezi că tu ești cu vanilia sexy, vanilia gurmandă, ia-ți măcar un decant din acest parfum. Cu toate că parfumul e în varianta full size nici nu am verificat dacă mai este pe stoc. Sper să fie pe stoc pentru că am nevoie de el. Cum te numești tu, tati? Vanila sau... Ia să vedem. Vanila. Nici nu știu cât costă parfumul full size dacă mă credeți. Vanilia so sweet. Ești pe stoc că te vreau. Da, este în stoc. 100 de mililitri, 115 lei, fără roș 25 pentru 5% discount. Iar decantul acesta de 10 ml este la 32 de lei, din nou, fără roș 25. Dar foarte șmecher. Deci foarte, foarte, foarte șmecher. Ha. A mi mi piace. Acum nu mai sunt în zona aceea. Nu mai am senzația aceea, nu mai am adierea aceea de Angel's Share. Nu, nu o mai am acum categoric. Dar a dispărut tenta aceea de Killian Angels Share și Rămânem uh, fixați, centrați asupra vaniliei Deoarece e ceva aici ce nu lasă parfumul să pice chiar în gurmandul din Angel's Share Și tind să cred că treaba asta ar fi benzoina da? A. Eu ador benzoina în parfumuri uh, Le oferă căldură, le oferă... Treaba aceea opulentă, senzația aceea de lux, de învăluire, de foarte, foarte fain. Și încă ceva, din câte am cercetat eu, varianta aceasta de la Fragrance World, acest parfum inspirat, este de fapt inspirat din prima variantă de la Guerlain, deoarece am înțeles că originalul din care acest parfum este inspirat, a fost reformulat și că, din păcate, cei ce l-au testat sau cei ce l-au spun eu habar n-am, ei susțin că nu mai este ceea ce a fost înainte. Deci, Fragrance World implicit, această sticluță este inspirația pentru Guerlain Vanilla So Sweet. Gherlan Vanilla So Sweet. Ăsta este Vanilla So Sweet. Este inspirat din prima creație, da? Nu varianta reformulată. Bun. Haideți să beau un pic de apicică ca să spălăm, da? Toată treaba. Ce se inspir că în momentul de față, tot ce resimt eu aici, în camera în care filmez, este acest vanilla so -sweet combinat cu baracat gentle gold, da? Deci, în aer, astea două le resim cel mai tare. Acestea două. Dar să revenim la cacao. Ce mi-a lăsat pielea slab uleioasă, da? Ca să vă faceți o părere, o părere, o impresie. Bun. S-a schimbat. Deci, acest cacao s-a schimbat. S-a schimbat. Nu mai resimt tenta aceea de cacao pudră. Cacao aceea pudră a devenit pur și simplu o ciocolată. Vorbim acum de o ciocolată, dar ciocolata aceea, cum v-am mai spus eu în alte clipuri legate de alte parfumuri, ciocolata aceea ușor middle eastern. Și când spun ușor middle eastern, mă leg strict de atingerea de cardamom, pentru că, în momentul de față. Este strict o atingere. Nu se mai. Uh, <coughs> îmi cer scuze. Nu se mai resimte atât de puternic ca în deschidere. Dar, da, categoric este un uh, gurman sexy, este acel gourmand de sezon și categoric este un parfum perfect unisex. Dar perfect unisex. Foarte fain, Foarte, foarte fain, Nu mă așteptam. Este, nu știu, e mai bogat, e mai dens, e mai profund și are subtonul ăla sexy. Are el ceva acolo, are o tentă dar are o tentă erotică, are ceva în el. Da, bun. De asta chiar mă bucur că a fost blind în varianta full size. Revenim la Yuzu. Da, uh, același citric dulceag. Nu este citricul acela astringent, nu este aroma din produsele de curățenie și îngrijire a casei, nu. Deci îmi place, chiar îmi place iuzul ăsta. Însă, preferatele mele, da, nu știam de ce eu ținând bloterul, da, resimțeam altceva și vine de pe mâna mea și este acesta. Unde ești, tati? Baracat Gentle, Gentle Gold. Da, care s-a așezat extrem, extrem de fain. Extrem de fain. E <coughs> vanilia aceea elegantă, mega elegantă, nu elegantă, rafinată, stilată. Din nou, total, total, total unisex. Și cred că acum, după ce termin de filmat, Sticluțele astea două vor veni în varianta full size în viața mea. Știți că eu mai am uh, acesta de la Orientica, Velvet Gold, care și el este un uh, MFK. Da? Însă, am așa o idee vagă la un prim nas, dar... Uh, le voi purta în continuare, da? Și cel de la Orientica, cu care știu sunt datoare la recenzie, da? Sunt datoare cu o recenzie, și acesta de la Fragrance World, ambele au același schelet, însă sunt diferite. Și, da, chiar văd rostul să am full size ambele. Pentru că acesta de la Fragrance World e genul acela, același putea purta de zi cu zi. Chiar dacă vin și spun, este o vanilie foarte, foarte elegantă și stilată. Da, acesta l-aș putea purta de zi cu zi, pe când cel de la Orientica este pf, level boss, da? Nu, pe cât de mult îmi place, nu e genul de parfum să îl porți zi de zi, zi de zi, zi de zi. Da. Revenind și la uh, nu. La vanila so sweet l-am pulverizat mai târziu. Hai să revenim la bel Dolce. Băi, deci îmi place. Nu știu cum să vă spun, dar eu acea uh, nu erba pura, cu toate că și aici resimt, da? Ori e treaba aceea cu explozia aceea fructată, ori nu știu ce este, dar mă duce în zona de erba pura. Însă. Este o erba pura pudrată, aerată. Aerată, dar profundă totodată. Nu știu, cum, nu știu cum să vă fac să. Nu știu cum să vă explic ceea ce resimt. Dar, în momentul de față, și testândul um, l pe blotter, resimt acel coș cu fructe, însă, din nou, în continuare, ananas și mango. Eu resimt în continuare ananas și mango aici. Pe lângă el mai sunt și celelalte fructe, dar este ca și cum ai avea coșul acela și ai vărsat un uh, borcan, un recipient cu pudră de make-up, da? Cu toate astea este o aromă total unisex. Da, total unisex. Dacă sunteți domni și dacă iubiți erba pura, chiar dacă eu vin aici și vă spun de pudră, fructe pudrate, Testați măcar 2 ml, 5 ml din acest parfum. Da, da. Tare interesant, și el. Revenim cine? Stai că mai era. Aqua Evum. Wow! Aqua Evum acesta, mi se pare, este tot în zona lui Yuzu, însă percep aqua evum ca pe acel parfum estival solar mai dulceag decât yuzu. Da? Are ceva mai dulceag mai fin, nu mai fin, are ceva mai elegant, chiar dacă e citric. Nu știu cum să descriu treaba asta. E Da, cu siguranță este genul acela de parfum dacă ar fi acum să le compar, mai repede aș purta Aqua Evum la birou decât Yuzu. Da? Yuzu mă duce oarecum cam mult în zona estivală. Acum Aqua Evum, după ce s-a mai așezat el pe bloteraj, mă duce la parfumul acela curat de zi cu zi, all season, da? în orice anotimp, clar în orice anotimp. Ce să facem? Că și asta îmi place. Iar trei sticle. Bun. De baracat gentle gold. Da, ăsta v-am zis, ăsta clar am nevoie de sticlă. Deci eu nu stau la discuție, ăsta mie îmi trebuie. Acea vanilie stilată, elegantă, rafinată, dar totodată nimic copleșitor. Da, absolut, absolut nimic copleșitor. Și vanilla so sweet, ultimul, dar nu cel din urmă. Doamne, Dumnezeule. Acum mă duce iar în zona de plăcintă cu mere, dar nu nu știu cum să spun că am senzația că dacă vin către voi și vă spun plăcintă cu mere, voi automat asociați cu Angel's Share. Nu este Angel's Share. Vai, cât e de fain! Tare frumos! Tare, tare frumos! Este o vanilie oarecum semi-gurmandă, da? Afumată, elegantă, ușor spicy, fin, 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 cel mai fin și cel mai mic izbuzi, dar total unisex. Total unisex și îl văd ca acel parfum din nou, pentru o întâlnire, pentru o ocazie specială pentru o cină în familie, da? Cine în familie? Masa de Crăciun, da? V-am tot zăpăcit eu cu masa de Crăciun în ultimele videoclipuri. Dar da, acesta nu este acel parfum de birou. Adică eu una oricât de nebună sunt, nu m-aș parfuma cu așa ceva să merg la job. Bun. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Aveți aici contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook cu și despre parfumuri Frag Family. Veți avea link în bara de descriere pentru absolut fiecare parfum despre care v-am vorbit eu. Eu automat după ce termin filmarea placez comanda pentru acele două sticle în varianta full size. Voi nu uitați de Roj 25, da vă ajută pe voi, vă oferă un discount de 5%. Apropo, acestea, variantele baracat, da? Sunt sub 100 de lei, 90-95 de lei, parcă văzusem eu undeva pe acolo. Dacă mai adăugați și roș 25, luați un parfum la preț de cele de Avon și așa mai departe. Bun. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Dacă aveți sau dacă ați testat ceva din parfumurile despre care v-am vorbit eu, vă aștept cu mare drag în secțiunea comentarii. Vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți mereu aici. Vă pup, vă îmbrățișez și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline de parfum! V-am pupat!